Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face predicțiile pentru această zi cu cărțile de tarot, tarotul Îngerilor Păzitori și cu pietrele de rune. Și așadar vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, varianta cuarțului roz, varianta cristalului transparent rotund și varianta cuarțului alb lunguieț. Da? Alegeți-vă în funcție de cum rezonați cu aceste pietre culori, bazându-vă pe intuiție, gândindu-vă la această zi, la ce vă doriți de la această zi, cum doriți să se desfășoare, ce reușită doriți să aveți. Am folosit pietrele pentru că curăță energiile negative, deci vă pot ajuta și în acest sens. Și bineînțeles și runele, pentru că și runele conțin energie pozitivă puternică, ca și tarotul, și în plus sunt și talismane, ca să spun așa. Deci pentru fiecare piatră, fiecare rună care corespunde un etalării pe care v-ați ales-o, este ca și un talisman pentru această zi să vă protejeze de probleme. Așadar, vă las câteva clipe să vă alegeți varianta. Ok, și voi face pentru început etalarea pentru varianta cuarțului roz. Deci cei cele care v-ați ales varianta roz, gândiți-vă la această zi, la ce vă doriți de la ea, cum doriți să fie, ce reușite vă doriți și să vedem ce spun cărțile de tarot și ce sfat sfatul vă dau pietrele de rune. Ok, să vedem în cele care și-au ales varianta cuarțului roz, cum va fi această zi. Este o zi care o zi a abundenței astăzi. Astăzi poate vă veți înțelege foarte bine cu familia sau veți sta mai mult în mijlocul familiei, veți lucra împreună, vă veți ocupa mai mult de copii sau copiii vă vor ajuta să înțelegeți mai bine niște situații pe care le aveți în familie. Astăzi este o zi în care vă manifestați poate dragostea față de persoanele apropiate, față de persoanele dragi, nu? Și acestea în același timp vă sunt alături. Sunteți poate astăzi chemați poate să ajutați membrii ai familiei mai în vârstă sau voi veți cere ajutorul acestora, le veți cere sfaturile. Poate unii dintre voi aveți motive de tristețe sau sunteți triști pentru un oarecare motiv. Îngerii protectori vă sfătuiesc să dați la o parte această tristețe, să încercați să priviți din alunghi, să zic așa, situația în care v-a dus la această tristețe. Puteți chiar să vă luați puțin timp liber, să vă ocupați puțin mai mult de voi, de aspectul vostru fizic, poate, să vă odihniți, să priviți cu mai multă încredere în viitor, pentru că vă așteaptă foarte multe lucruri deosebite în viitor și încercați să iertați pe ceilalți ca și pe voi. Fie v-am spus și membrii ai familiei, pentru că astăzi este o zi în care probabil veți avea de-a face mai multe cu persoanele dragi, cu cei din familie, încercați să uitați, încercați să iertați, încercați să înțelegeți că suntem supuși greșelilor de multe ori, fie cu voie, fie fără de voie, să zic așa, constrânși de împrejurări. Și să vedem ce spun cărțile. Să tragem și o rună. Astăzi aveți așa o zi în care emoțiile ies așa puțin mai mult la iveală. Poate unii dintre voi chiar vă și îndrăgostiți. Este foarte posibil să vă întâlniți cu o persoană bună, persoană cu care, pentru care să începeți să simțiți ceva, să aveți sentimente. Sau o persoană din viața voastră, începeți să-i dați mai multă atenție acelei persoane, să începeți să vă înțelegeți poate mai bine.
Veți avea mai multă intuiție și mai multă deschidere pentru a vă exprima sentimentele astăzi. Chiar vi se cere și ca și vibrația zilei să îmbrățișați pe cei care vă înconjoară, apropiații, prietenii, să fiți mai generos, să fiți mai îndrăgăstos, să zic așa, da? Pentru că sunteți într-o perioadă de creștere, zic așa, spirituală, în care începeți, trebuie să începeți, zic acum și în tăiere, începeți să iertați, să uitați greșelile altora și să le iertați greșelile și să vă începeți să demonstrați mai mult partea voastră bună a sufletului, să zic așa, a inimii. Să vă înconjurați de cei dragi, să stați mai mult în centru, în preajma copiilor, poate a persoanelor, a familiei. Veți primi și ajutor, deci dacă aveți nevoie de ajutor, primiți ajutor și chiar vi se oferă și fără să fie cerut. Veți putea găsi multe soluții astăzi, tocmai cu ajutorul prietenilor apropiați sau a familiei. În a doua parte a zilei, la fel ca și în prima zile, vi se cere astăzi să permiteți să simțiți, să permiteți să iubiți, să începeți să iertați ca să puteți iubi, da? Sau să uitați, trebuie să vă eliberați inima, sufletul, mintea de emoțiile și gândurile negative ca să permiteți să intre altele pozitive și noi. Aveți intuiții pe neașteptate, care te vor duce către niște rezultate, să descoperiți ceva, poate. Poate veți descoperi cine vă iubește sau veți descoperi ce prieteni buni aveți sau veți descoperi ce familie minunată aveți, da? Deci începeți să vedeți lucrurile cu alt ochi. Iar ca și runa a zilei este runa Einaz, este runa poate care este dedicată taxelor, da? Deci astăzi poate ar trebui să, este runa Soleva, asta seamănă cu cea de la Einaz, e luna Soleva, nu, este ziua în care poate astăzi veți avea mai mult energie pozitivă, emoțiile care încep să trezească la viață, să zic așa, dar emoțiile pozitive, da? Deci de dragoste, sentimentele de dragoste, de iertare, de generozitate. Astăzi veți avea succes și veți avea și genialitate, o idee genială, o intuiție nemaipomenită care vă face să descoperiți ceva, un secret, să obțineți ceva. Veți avea mai mult control asupra voastră și asupra vieții voastre, veți înțelege mai bine lucrurile, v-am spus din alt punct de vedere. Poate veți descoperi chiar o intrigă, pentru că va ieși acela intuiția care vă duce către descoperirea unui secret. Poate veți descoperi o intrigă care a fost asupra voastră într-o relație, poate, sau în relațiile cu familia, cu prietenii, da? Au fost niște intrigi care v-au făcut probleme și astăzi poate descoperiți cu ajutorul intuiției. Cam asta e pentru cei care și-au ales varianta cuarțului roz. Să vedem și pentru cristalul transparent, rotund, cum va fi această zi. Ok, gândiți-vă cele care v-ați ales varianta cristalului alb transparent, să vedem ce evenimente veți avea în această zi, ce vă bucurați, ce reușite, ce veți primiți și de la cine, cum vă puteți îmbunătăți această zi. Deci pentru cele care și-au ales cristalul alb transparent rotund, astăzi aveți, poate intrați, vă întâlniți cu prietenii, cu familia, poate unii dintre voi sunteți deja în concedii, v-ați luat concediu pentru că stați mai mult în preajma celor dragi. Vă înțelegeți mai bine cu aceștia, aveți schimb de opinii și de emoții pozitive.
Chiar vi se cere să fiți mai generoși, să fiți mai iubitori, da? Să fiți mai disponibili, să acceptați ajutorul celorlalți și să-l acordați. Vă veți înțelege foarte bine, deci, cu membrii familiei, cu persoanele apropiate. Să vedem și runa. Astăzi, în prima parte a zilei, poate vă veți întâlni cu o persoană sau veți afla vești despre această persoană. Trebuie să o iertați. Sau poate cineva își cere iertarea de la voi. E posibil, sau poate sunteți dezamăgiți. Poate să se întâmple și acest lucru, pentru că unii într-o relație să fie dezamăgiți, să nu primească ceea ce așteaptă, răspunsul pe care l-așteaptă, să nu vină persoana. Dar trebuie să înțelegeți că lucrurile nu întotdeauna funcționează așa cum vrem noi și persoanele nu sunt așa cum le dorim noi întotdeauna și trebuie să le iertați și să înfruntați această situație, durerea aceasta care vă creează ca pe o experiență și să înțelegeți că face parte din viață. Cereți ajutorul îngerilor, celor apropiați, ca să vă stea alături în aceste momente, da? Pentru a reuși să treceți peste mai rapid peste această perioadă, da? Poate v-a părăsit iubitul, poate nu știu, sau poate pur și simplu nu mai vrea să mai continue relația cu voi sau orice altceva v-a trădat, etc. Orice ar fi, trebuie să încercați să mergeți mai departe. În a doua parte a zilei, la fel, sunteți într-o stare de tristețe, de melancolie, de dar aveți prieteni, aveți prieteni care vă ajută, care stau și așteaptă doar ca să-i chemați, să le cereți ajutorul să, și vi se cere chiar să le cereți în cazul în care aveți nevoie sau dacă simțiți nevoia să vă retrageți în singurătate ca să vă gândiți la viața voastră, să vă odihniți mai mult, etc., puteți să o faceți chiar, da? Pentru că vă vor înțelege, cei dragi vă vor înțelege, prietenii vă vor înțelege. Este foarte clar că astăzi este o zi pentru voi a emoțiilor trăite la maxim, fie de supărare, de tristețe, de melancolie, de singurătate poate. Da, deci astăzi aveți așa o zi în care nu prea aveți, nu vă mai interesează alt aspect al vieții. Treceți peste ele fără să le dați prea mare atenție la celelalte treburi care le aveți. Principala voastră ocupație în această zi este, sunt sentimentele, sunt trăirile voastre. Poate aveți, unii dintre voi vă doriți să vă schimbați chiar locul de muncă, casa sau orașul, da, să vă, poate aveți în cap așa, nu știți ce să faceți, vreți să vă faceți niște schimbări în viață și nu știți cum. Cărțile vă sfătuiesc să faceți ceea ce considerați că este mai bine pentru voi și să încercați să căutați, să vă duceți acolo unde vă îndeamnă inima, să faceți schimbarea pe care inima voastră vă cere. Da? Deci, și poate de aceea și acea carte din a doua parte a zilei în care, dacă e în cazul, retrageți-vă, reflectați, stați în singurătate puțin, gândiți-vă, rugați-vă îngerilor să vă lumineze, să vă ghideze și veți primi ajutor, veți primi mesaje prin într-un fel sau altul, prin persoane, da? Evenimentele care se vor succede, vă vor da indicația ce ar trebui să faceți mai departe. Iar ca și runa este runa Gebo, care este o rună a darurilor. Poate primiți daruri, poate aveți un dar, un talent deosebit, ceva care vă scoate în evidență, prin care puteți să-l valorificați acest dar, sau vă vine un dar de undeva pe neașteptate. Este și o zi a ospitalității. Poate că vă gândiți să plecați undeva și veți fi primiți cu brațele deschise. Este o zi a generozității, o zi în care primiți, v-am zis, suport, sprijin. Doar trebuie să-l cereți, pentru că persoanele care sunt foarte multe persoane în preajma voastră care doresc să vă ajute.
Totuși, este foarte clar că este foarte posibil ca astăzi să aflați de o trădare, da? Sau să fiți mai conștienți astăzi de acea trădare care există în viața voastră, într-o situație, în servici cu prietenul, cu iubitul, într-o situație sau alta, poate să existe o trădare, da? Să conștientizați mai mult acest lucru. Este foarte posibil că astăzi, v-am zis, sunteți într-o seară, tot și cărțile sunt așa de o tristețe, melancolie, poate chiar de depresie, deci încercați să vă reveniți, încercați să gândiți mai pozitiv, încercați să priviți partea plină a paharului, nu partea goală. Cam asta e pentru care și-a ales varianta cristalului al. Să vedem și varianta cristalului cuarțului al. Da, să vedem ce prevede pentru asta tarotul. Deci cei care v-ați ales cuarțul lung alb, gândiți-vă la această zi, la ce vă doriți de la ea, cum doriți să fie și să vedem ce rezervă ziua de astăzi, ce spune tarotul și runele, ce sfat vă dau. Astăzi cineva poate vă oferă un dar, vă sprijină într-o situație sau poate vă întâlniți cu un bărbat cu care dumneavoastră aveți o prietenie mai deosebită sau de persoana iubită chiar, cu care puteți chiar să, de la care puteți chiar să primiți un ajutor sau cu care puteți chiar să începeți să faceți o afacere, poate. Veți fi provocați totuși astăzi, da? Este o zi cu foarte multe lucruri de făcut, sunteți foarte ocupați și trebuie să vă organizați mai bine poate timpul cu ceea ce faceți. Da, și voi aveți astăzi o zi foarte plină, cu foarte multe vești, poate unii dintre voi chiar își oficializează relația sau poate rămâneți însărcinate sau poate se naște vreun copil sau poate obțineți vreo diplomă, nu știu, ceva nemaipomenit aveți astăzi de sărbătorit. Da, aveți un motiv pentru, poate o prietenie, nu știu, un eveniment monden, poate o idee de afaceri care o puneți în practică. Se strâng raporturile între persoanele cu care dumneavoastră aveți legături și sunt și noi începuturi, da? Sau sfârșitul unor situații în cel mai bun mod posibil pentru voi și începutul unor altora mai bune, alte oportunități. Aveți multe oportunități astăzi. V-am zis că aveți multe de făcut. Încercați să vă organizați bine astăzi timpul ca să puteți obține maximum în această zi. În a doua parte a zilei poate vi se cere ca să vă luați mai multă libertate, poate să vă luați vacanță, poate să începeți să gândiți puțin diferit de cum ați gândit până acum, să vă eliberați de niște obstacole pe care le-ați pus singuri în cale, ca să zic așa, și pe care v-ați concentrat în ultima vreme. Încercați să scoateți din gândurile voastre pesimismul, da? Și să vă imaginați viitorul în mod diferit, pentru că există foarte infinite posibilități, ca să zic așa. Deci începeți să-l creați întâi în mintea voastră și apoi se va și materializa. Astăzi v-am zis ca și vibrație generală, este o zi a banilor, a abundenței, de vești, de persoane, de bani, de orice, da? Deci totuși vi se cere să fiți cumpătați în cheltuieli, da? Să vă gândiți și la viitor. Sau să nu vă doriți foarte mult să câștigați foarte mult din astăzi neapărat, ci lăsați lucrurile mai degrabă să încercați să câștigați respect, apreciere, relație. Da, este posibil ca voi să fiți foarte atacați de această situație de bani, da, să vă preocupe prea mult banii. Încercați să priviți banii doar ca pe un mijloc de a vă rezolva niște probleme, nici de cum ca un scop în viață. Important este ca voi banii care îi aveți sau care îi primiți astăzi să investiți cu grijă, cu înțelepciune, da? Dacă aveți mai mulți, chiar să vă se recomandă să-i economisiți sau să-i investiți în ceva care de durată, într-o casă, într-un teren, etc.
Haideți să vedem și runa. Runa este, ca și la precedenta etalare, este runa Jebo, deci este runa darurilor, exact cum am spus, deci vă vin niște daruri pe neașteptate, este ziua succesului, a câștigurilor, a norocului chiar, sau darul ceresc poate să fie un talent al vostru pe care astăzi îl valorificați, v-am zis, poate chiar câștigați un premiu sau poate chiar, nu știu, luați o diplomă, da, poate în felul acesta, pe toată inteligenței voastre, profesiei voastre, etc., talenturilor voastre, astea sunteți răsplătiți. Este, da, și v-am zis, este și o zi totuși în care trebuie să fiți atenți la relații, pentru că posibil să fiți trădați. Deci aveți grijă ce relații aveți, cum le aveți, că este posibil astăzi. Este o runa trădării anunțate, ca să spun așa. Că deja ați fost preveniți că poate bărbatul, femeia la care vă gândiți, v-a spus dinainte că nu vrea să mai continui relația cu voi sau că pentru voi nu are sentimente de dragoste și deci, cu alte cuvinte, inima e liberă pentru alții, pentru altele. Cam asta e pentru cei care și-au ales varianta cristalului alb lungueți. Da? Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă împlinesc așteptările sau că măcar vă luminează ziua, știți ce aveți de făcut, știți cum să vă îmbunătățiți această zi prin sfaturile primite și că aceste cristale vă au curățat din energiile negative, da? Și vă îmbunătățesc ziua, de mai mult optimism. Eu vă doresc în continuare să aveți o zi excelentă din toate punctele de vedere și cei care nu s-au abonat încă pe acest canal, invit să o facă, găsesc butonul pentru abonare sub acest filmuleț, găsesc apoi și clopoțelul lângă pe care să-l folosesc pentru a primi notificările la timp cu noile predicții care le fac în fiecare zi. Lăsați-mi și întrebările voastre, feedback-urile. Întrebări, bineînțeles, nu personale, ci generale, despre ce alte etalări ați dori să aflați răspuns, la ce alte etalări doriți să aflați răspunsul, sau ce întrebări aveți prin care și prin intermediul etalărilor să găsiți, să aflați un răspuns. Dar întrebări generale, v-am spus, nu vă dați date de naștere și nume, prenume în mesajele publice, cei care își doresc niște predicții personale, strict pe problema lor personală, pe relația lor personală, îi invit să-mi scrie pe adresa de e-mail care o găsesc sub acest filmuleț. Așadar, cum spuneam, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare o zi excelentă și să obțineți maximum de beneficii din această zi. La revedere!